pe loc, Crăbauzi! Pentru onoarea să prezentați... Sacrificiul lor a fost pe măsura patriotismului lor și a fost cu atât mai mare cu cât, din dragoste de neam și țară, au știut că lasă acasă, îndurerați și nemângâiați pe cei dragi. De aceea noi, cei de azi și de aici, ne merităm liniștea și libertatea în măsura în care ne cinstim eroi. Așa cum biserica își cinstește eroii credinței, martirii, tot așa și armata țării are onoarea de a-și cinsti martirii ei, eroii. Eroii sunt prețul și argumentele susținerii drepturilor și adevărurilor noastre fundamentale, altarele sfinte de onoare, demnitate, mândrie și credință românească. Suntem datori să arătăm respectul cuvenit pentru toți cei care nu au ezitat să aducă suprema jertfă, iar acest monument trebuie să reprezinte un testament peren și nealterat de vreme și vremuri. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți eroii martiri ai neamului românesc și pe cei 36 de eroi ai satului Crihalma, eroi din primul și cel de-al doilea război mondial. Urmează momentul solemn al dezvelirii monumentului. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântul Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, păzește păcatele noastre, Stăpâne, iartă păcălegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pe noi, Sfântul numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule, sufletele adormiților, robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni.
Doamne, unde toți sfințitei se odihnesc, odihnește și sufletele robilor tăi, că Iisus ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorâteniat și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor tăi odihnește-le și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu, roagă-L să mântuiască sufletele robilor Săi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai satului nostru, Ioan Dionisie, Ioan Vasile, Cornel, Nicolae, Gheorghe, Gheorghe, Ioan Dionisie, Valer, Ioan Nicolae, Gheorghe, 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 Ioan, Rusalim, Gheorghe, 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 Miron, Zaria, Gheorghe, Vasile, Ioan, Ioan, Gheorghe, Gheorghe, Alexandru, Simeon, Ioan, Ioan și Ioan, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm libertatea și demnitatea noastră, pentru ca să li se ierte lor tot Dumnezeul nostru, să așeze sufletele lor unde trebuie să odihnesc. Dumnezeul durgoșat tot trupul, dormiți-o robilor tăi, eroi acestui sat, te odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală o să vârșit ei cu cuvântul Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie vius un greșat, cum e tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dată în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna, adormiți-vă robilor tăi, eroi satului acestuia, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, împreună celui fără început al Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor, auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, înaintea acestor plăci comemorative, ce s-au ridicat într-o pomenirea eroilor din satul acestuia, fie ai neamului nostru, rânduiți de Tine să fie conducători în zile bune și povățuitori în zile grele, ne rugăm Ție, scrie numele lor în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum, binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument, spre veșnica pomenire a robilor Tăi care s-au jertfit pentru apărarea țării și întregirea neamului nostru românesc și a faptelor lor vrednice de urmat, iar poporului nostru ajută-i ca sub puterea, purtarea Ta de grijă, necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri,
acum și pururia și în vecii vecilor. Cu harul Sfântului Duh și prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește monumentul acesta ridicat în cinstea eroilor din Crihalma, cu harul prea Sfântului Duh prin stropire cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește monumentul acesta ridicat în cinstea eroilor din Crihalma, prin stropirea cu aceasta apă sfințită cu harul prea Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Sufletelor adormiților, robilor tăi, veșnică pomenire. Împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avem și cui să fim recunoscători. Pentru că pe acest monument sunt trecuți 36 de eroi. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru un sat atât de mic precum Crihalma. Puține sate sau comune au un număr așa de mare de eroi, din câte știu eu. Conform celor menționate de Părintele Dionisie Bucur în monografia satului Crihalma, în primul război mondial au fost mobilizați 195 de soldați. Se explică deci de ce, iată, majoritatea dintre eroii de pe monument sunt din primul război mondial. Despre al doilea război mondial nu avem informații în acest sens. Stimați oaspeți, să ne amintim că datorită jertfei eroilor neamului nostru, din toate timpurile și din toate locurile suntem astăzi liberi. Și mai ales putem să ne mărturisim liber credința noastră strămoșească. S-a ridicat așadar acest monument închinat eroilor satului nostru, dar și prin extindere eroilor neamului nostru, în semn de recunoștință, de prețuire și cinstire, așa cum am mai spus, pentru ca să fie mărturie generațiilor viitoare, ca și ei să-și amintească de jertfa lor, pentru ca și în sufletele lor să se sălășluiască sentimentul patriotic ce a condus pe aceștia la jertfă. Profit de acest moment pentru a mulțumi primăriei Comăna domnului primar Brusea Viorel, Consiliului Local Comăna și composesoratului Crăița Crihalma, reprezentat de domnul președinte Dan Brusea, și membrilor composesori care au fost de acord ca să se financeze lucrările acestui monument. Ne bucurăm de asemenea că există o colaborare bună între aceste instituții și biserică. Mulțumim de asemenea familiilor care s-au ocupat ca acest monument să fie ridicat. Familia Brusea Viorel și Mioara, familia Gavrilă Dan și Anca, familia Nicușan, Gabriel și Diana și familia Roșal, Octavian și Camelia. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și încă o dată să ne aducem aminte că suntem fii ai acestui neam, să ne amintim trecutul, să ne cinstim eroii pentru ca să avem un viitor frumos. Dumnezeu să vă dorească tuturor sănătate. Onorată asistență,
Astăzi este o zi însemnată pentru localitatea Grihalva. Și prin ceea ce ați făcut astăzi și faceți, prin ceea ce ați realizat acum, ați dat dovadă că respectați acele obligații morale a fiecărei generații, aceea de a-și cunoaște istoria, de a-și respecta înaintașii, de a le aduce elogii celor care i-au zămistit și care i-au crescut, au obligația de a lupta și a munci pentru dobândirea de drepturi sociale, de asemenea au obligația să lase orice generație să lase în urma lor semne care să fie la rândul lor respectate de generațiile următoare. Acest deziderat moral l-ați realizat astăzi prin acest monument, prin modul în care îl comemorați, prin contribuția dumneavoastră fizică și atâta cât îmi este în putință din partea asociației Cadrul Militar Rezervă și Retragere, cât și Asociația Veteranilor de Război, aduc mulțumiri celor care comitetul, domnului primar și a celor care s-au străduit, că nu a fost ușor să realizeze și au realizat. La doamne de idei, în ce respectos vă cer aprobarea că noi de când ne naștem și până trecem din această viață, suntem într-o permanență competiție. Luați aminte la treaba asta. Indiferent că suntem la școală, că ne pregătim profesional, că vrem să ocupăm anumite posturi, că vrem să câștigăm, să ne construim localități sau să ne construim gospodării, suntem în permanență noi între noi într-o competiție. Cei care ajung primii la realizarea scopului se numesc campioni. Dar acum o să vă dau un exemplu. Există o competiție unde campioni sunt cei care ajung la finish ultimii. E paradoxal ce vă spun, dar veți vedea că am dreptate. La dumneavoastră localitate există un om care e un campion. Vedeți că mă aduc emoția. Are 94 de ani. A participat în război, a fost sergent, comandant de grupă într-o unitate de artilerie, a fost decorat pe front cu decorația bărbăție și credință, a fost decorat cu crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, a avut o viață plină de trudă, de nevoi peste care a trecut și a devenit campion în această cursă a vieții. În anul acesta, printr-un ordin al Ministrului Apărării Naționale numărul 47, Ministrul Apărării Naționale a avansat pe cei meritoși dintre veteranii de război. Astfel, am aici livretul dânsului în care la Centrul Militar Zonal Brașov este scris că domnul Boldea Gheorghe este avansat la gradul de locotenent. Noi, în putința care o avem, Asociația Veteran de Război, îi acordăm o diplomă cu gradul actual, îi urăm sănătate și să se bucure de zilele pe care le-a mai dăruit Dumnezeu. Al treilea punct, îl rog pe acest domn locotenent să mă însoțească prin putințele care le are, pentru a depune o coroană la monument. Vă mulțumesc! Domnule primar, stimați invitați, onorată asistență, este o onoare pentru mine, în calitate de reprezentant al Comandului Garnizoanei Făgăraș, să fim în mijlocul dumneavoastră astăzi, într-un sat de oameni mândri, despre care am auzit de la începuturile carierei mele militare în Făgăraș.
Și spun asta din, în primul rând, datorită faptului că armata a fost dintotdeauna cu oameni din popor, a fost armata poporului și a fost pentru popor. Din păcate, vizibilitatea armatei a fost mai accentuată în momentele de criză, în momentele de restriște pentru neamul nostru. Și acest monument este o dovadă vie a faptului că nimic în viață nu se obține fără trudă, iar cei care, al căror nume este inscripționat pe acest monument, nu au făcut decât să plătească prețul suprem pentru tot ceea ce noi avem astăzi. Au plătit cu viața. În fața glanțelor inamicului nu contează statutul social, nu contează ceea ce am reușit să realizăm în viață, dar este un exemplu viu că fiecare, toți cei care au numele inscripționat acolo nu au cucetat sau nu au făcut calme pentru a obține ceva. Din contră, s-au gândit numai la binele neamului. Aș încheia spunând ceea ce spunea Nicolae Iorga: măreția unui popor este dată de modul în care știe să-și cinstească înaintașii și eroi. Pentru mine este o dovadă vie că satul Pihalma este un sat cu oameni deosebiți, atâta timp cât prin eforturile autorităților locale, ale comunității locale, ați reușit să realizați acest monument. Vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc sănătate cât de multă, ca să puteți să-i pomeniți pe cei al căror nume este inscripționat pe acest monument. Din partea autorităților locale, ia cuvântul primarul comunei Comâna, domnul Viorel Grusea. Aș vrea să vă spun și eu bună ziua. Aș începe prin a mulțumi lui Dumnezeu că ne-a vrednicit pe toți astăzi să fim la acest frumos eveniment. Și aș începe cu ceea ce spunea domnul colonel în rezervă un pic înaintea noastră. La unele competiții, nu doar cei care ajung primii sunt învingători. Și ne-a dat un exemplu foarte frumos și aș vrea să mai spun și eu același lucru. Acei oameni, acei vii ai satului Crihalma, care sunt trecuți pe acest monument care îi comemorează, nici aceia n-au mai ajuns la linia de sosire. Au rămas acolo pe front, în primul și în al doilea război mondial. Dar ei sunt adevărați învingători și datorită lor și datorită acelora mulți care se spune și ne-a spus domnul colonel că au murit în primul război mondial mai mulți decât în al doilea. Aceia care au murit în primul război mondial ne-au permis nouă, celor care am rămas, să ne luăm Ardealul înapoi după tratatul de la Trianon din 1921. Deci iată că ei n-au mai ajuns la linia de sosire, au rămas acolo, dar ei sunt adevărați învingători și datorită lor, noi astăzi putem să spunem că avem o țară numită România, astăzi putem spune că suntem liberi, putem spune că avem pământurile noastre, avem familiile noastre și avem viața noastră. Doar datorită acelor oameni, acelor fii ai satului Crihalma, care astăzi sunt acolo, și nu numai ei, toți cei care au murit pe câmpurile de luptă, și nu numai în primul și în al doilea război mondial, și de când suntem noi pe aceste pământuri, au murit pentru ca astăzi să fim liberi și să ne bucurăm de această manifestare. Și aș mai vrea să spun ceva, aș vrea să spun că le mulțumesc tuturor celor care la rândul lor au adus mulțumiri celor care au susținut financiar desfășurarea acestui eveniment. Poate că teoretic administrația locală, Consiliul Local, Compozesoratul Crihalma și toți locuitorii satului Crihalma au contribuit într-adevăr cu bani. Dar contribuția noastră nu ar fi putut avea loc, repet, dacă acești oameni nu și-ar sacrificat viața pentru ca noi să avem
aceste pământuri, să avem composesorat și să avem țara care ne poate permite să susținem aceste evenimente. Aș vrea și eu să mulțumesc Unității Militare de la Făgăraș, aș vrea să mulțumesc Preacucernicilor Părinți, Părintelui Protopop, vreau să mulțumesc domnului deputat că este alături de noi, tuturor fiilor satului Crihalma, organelor de poliție, jandarmerie, Corpului Gardienilor Publici și nu în ultimul rând, aș vrea să-l felicit din toată inima și eu pe acest demn, fiul al satului Crihalma, domnul Boldea, pentru ridicarea la gradul de locotenent în rezervă, să-i urez multă, multă sănătate, la fel cum vă urez și dumneavoastră tuturor celor prezenți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumim lui Dumnezeu încă o dată că suntem aici și putem să fim liberi și să ne bucurăm de această manifestație. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Din partea Asociației Veteranilor de Război, depun coroană de flori, reprezentanții Asociației și domnul locotenent în rezervă, Boldea Gheorghe. Depun coroană de flori, reprezentanții Centrului de Instruire pentru Infantele și Vânători de Munte Constantin Brâncoveanu din Făgăraș. Reprezentanții autorităților locale, Primăria Comună. Pentru neam și țara lor și de sau de vorbire puneți lacrime și flori să a fi mai dulce de flori, reprezentanții școlii gimnaziale Crihalma. Depus coroana de flori și reprezentanții composesoratului Crăița Crihalma. Depun coroana de flori organizatorii evenimentului fiii satului Crihalma. Pentru neam și țara lor și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori.
înainte! Marci! În anul 2009. Drapelul de luptă este simbolul onoarei, viteziei și gloriei militare. El evocă trecutul glorios de luptă al poporului român pentru libertate națională și tradițiile de luptă ale unității. Acesta a fost drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânător de Munte Constantin Brâncoveanu din Făgăraș.